Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi de la Luca, capitolul 18, versetul 18. Preacucernice părinte consilier, preacucernice părinte protopop, preacuvioși preacucernici părinți, domnule ministru, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Am venit cu multă bucurie astăzi în parohia dumneavoastră. Parohie frumoasă, cu această biserică monumentală. Am venit ca să o resfințim. Și apoi, după resfințire, împreună cu frățiile voastre, participăm la această sfântă și dumnezească liturghie. Cuvântul de învățătură, scurt, pe care doresc să vi-l pun la suflet, îl intitulez așa. Preocuparea esențială. Preocuparea esențială pentru omul normal. Pentru că trăim într-o lume care nu întotdeauna este normală, sau cum ar trebui să fie. Într-o lume secularizată, nu se pune întotdeauna întrebarea aceasta esențială. Învățătorule bun, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerului? Întrebarea aceasta o pune un dregător care era și tânăr și pe care Domnul Hristos l-a privit cu drag, pentru că era preocupat de cel mai important lucru. Ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Și Domnul Hristos, în pericopa evanghelică pe care am ascultat-o, ne spune că pentru a moșteni împărăția cerurilor sunt două căi. Pe de o parte, calea normală de care i-a vorbit dregătorului tânăr. Ține poruncile, să nu desfrânezi, să nu furi și toate celelalte până la 10. Aceasta este calea normală cu ajutorul căreia un om poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Este și o cale specială. Calea sfaturilor evanghelice. Calea pe care o apucă călugării. Care, în fața lui Dumnezeu, depun cele 3 voturi. Feciorie, ascultare și sărăcie. Dregătorul cel tânăr, după ce Domnul Hristos i-a spus că să țină poruncile și ajunge în rai, vrând mai mult decât atâta, după ce îi zice că toate acestea le ține din copilăria lui, și se așteaptă ca Domnul să îi ceară altceva. Și Domnul îi cere: dacă vrei să fii desăvârșit, vinde tot ce ai, împarte săracilor, urmează mie și vei avea comoară în ceruri. Ei, lucrul acesta nu l-a putut face pentru că era foarte, foarte bogat. Acum, drumul normal,
calea normală pentru noi, pentru toți, este să ținem poruncile lui Dumnezeu. Sfântul Marcu Ascetul, în primul volum din Filocalie, colecția filocalică este alcătuită din 12 volume, traduse în românește de părintele Dumitru Stăniloae, toate sunt bune. În primul volum, Sfântul Marcu Ascetul, referitor la răspunsul la această întrebare, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor, să-L întâlnesc pe Domnul Hristos, să fiu lângă Dumnezeu. Iată ce zice Marcu Ascetul, dacă vrei să-L întâlnești pe Dumnezeu. Domnul e ascuns în poruncile sale și cei ce îl caută pe El, îl găsesc pe măsura împlinirii poruncilor, auziți. Dacă împlinim poruncile, pe măsura împlinirii poruncilor, îl întâlnim pe Domnul Hristos. Oamenii serioși, am zis că această întrebare esențială pe oamenii serioși, această întrebare esențială îi preocupă. Ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Și unii dintre dumneavoastră știți, cei care nu știți, vă spun acum, s-a scris o carte frumoasă în perioada interbelică. Ea a fost reeditată și acum, în anii aceștia. Și cartea se intitulează tocmai așa, Cele 10 porunci. Și cartea a fost scrisă de un autor maghiar, Tihomir Tot. Și la fiecare poruncă stăruiește, dă exemple frumoase. Și într-unul din exemple, zice autorul, ce minunat ar fi, ce frumos ar fi, dacă oamenii și-ar propune ca de mâine toți, absolut toți, să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Dimineața te-ai trezit și n-ai mai auzit larmă pe uliță, pentru că oamenii și-au propus să păzească poruncile lui Dumnezeu, să fie foarte buni, și atunci nu mai strigă unul la celălalt, dacă ești în oraș. N-ar fi înghesuială, n-ar fi vacar, ar fi în autobuse o liniște desăvârșită, pentru că oamenii și-au propus să împlinească poruncile lui Dumnezeu. Și își continuă acolo visul lui legat de această carte, Cele 10 porunci, cum ar arăta lumea dacă efectiv oamenii ar lua în serios poruncile lui Dumnezeu. Cum ar arăta lumea dacă și președintele Rusiei și cel al Ucrainei și cel al Israelului și cel al autorității palestiniene și președintele Statelor Unite s-ar pune serios problema ce să fac ca să moștenesc împărăția cerului și mai mult decât atât s-ar propune ca de mâine să le împlinească, să nu uciți. Dintr-o dată s-ar face pace peste tot și ar înceta războaiele, s-ar pune jos armele. Acesta e un vis frumos pe care îl visăm noi creștinii, din păcate și cei ce se bat și cei ce sunt în război sunt creștini, rușii și ucrainenii, chiar creștini ortodoxi. Și tare ne pare rău de lucrul acesta, pentru că porunca lui Dumnezeu zice să nu uciți. Alta ar fi fața lumii dacă oamenii și-ar pune foarte serios problema păzirii poruncilor lui Dumnezeu.
Ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor? Împlinește poruncile. Numai că întrebarea nu ne frământă atât de serios încât efectiv cu orice preț să împlinim poruncile lui Dumnezeu. Atunci când împlinești poruncile lui Dumnezeu, ești un om bun și starea aceasta de spirit îți oferă întâi de toate ție personal o liniște și o pace la care nici nu te-ai gândit. Sfântul Apostol Pavel, când se întorcea din a treia lui călătorie misionară, s-a oprit la Milet și le-a ținut credincioșilor o predică lungă și frumoasă. Și cu ce credeți că a încheiat-o? Iată, vă citesc. Din Faptele Apostolului, capitolul 20, versetul 35. Toate vi le-am arătat. Căci ostenindu-vă astfel, trebuie să-i ajutați pe cei slabi, să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Hristos. Să ne aducem aminte de cuvintele Domnului Hristos, căci El a zis, mai fericit este a da decât a lua. Auziți? Cel ce dă, cel ce ajută, este un om fericit. Acum lucrul acesta îl spune și pericopa evanghelică pe care am ascultat-o astăzi, dar e scris și în alte locuri din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. În Sfânta Evanghelie de la Luca, în capitolul 18, versetul 22, Mântuitorul zice tânărului dregător, încă una îți lipsește, vinde toate câte ai și împarte-le săracilor și vei avea comoră în cerul și vino din urmează mie. Iar în Evanghelia de la Matei, în predica de pe munte, în capitolul 6, versetele 19 și 20, Domnul Hristos zice, nu vă adunați comori pe pământ, unde molia și rugina le strică și unde furile sapă și le fură, ci adunați-vă comori în cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă și nu le fură. Referitor la faptul că prin faptele noastre bune ne adunăm comoară în ceruri, am zis că citim mai multe locuri din Sfânta Scriptură. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, Domnul Hristos ne vorbește despre dreapta judecată. Atunci când El va reveni, toți morții vor învia, îi va împărți în două, pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga și va zice celor de-a dreapta. Veniți binecuvântați, Părintelui meu, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și mi-ați făcut vizită. Când, Doamne, când? Ori de câte ori ați făcut lucrurile acestea, celui mai neînsemnat frate al meu mie mi le-ați făcut. Faptele milei creștine pe care le săvârșim împlinind poruncile Domnului ne ajută să ajungem în împărăția cerurilor. Și continuă Evanghelia că le va zice Domnul Hristos, veniți! De moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea veacurilor. Și am zis că sunt multe relatări referitoare la faptul că atunci când împlinim poruncile lui Dumnezeu, starea noastră sufletească este una bună. Avem o fericire lăuntrică. Iată de pildă un om de cultura al nostru,
în cartea pe care a scris-o. Este vorba de Ernest Berger. În meditația Ești cât dăruiești, spune lucrurile acestea. Adevărata bucurie vine din prisos de omenie. Vine din bogăție interioară. Nu te bucuri cu adevărat decât prin dăruire. Ești mare și puternic prin ceea ce poți dărui altora. Nu prin ceea ce poți lua de la ei. Ești câtă putere de dăruire și de depășire ai. Numai cel ce dă dovadă că este cu adevărat milostiv, este bogat. Dăruind, vei dobândi. Și am zis că sunt înscrierile frumoase și alte exemple de genul acesta. Știți, cu o carte mare, un roman, s-a făcut și un film după el și îl puteți și vedea, pentru că este și pe calculator, în mediul online. Cartea mare este Frații Karamazov, scrisă de Dostoevski, care era un creștin bun. Și are un capitol întreg în care este preocupat de starețul Zosima. Și starețul Zosima învăța pe oameni ca să fie buni, să țină poruncile lui Dumnezeu, să dăruiască, să se dăruiască pe ei înșiși. Și una dintre poveștile starețului Zosima e următoarea. O femeie de moravă ușoară a murit și a ajuns în iad. Era foarte necăjit îngerul ei păzitor. Își frângea mâinile și se întreba cum poate să o ajute. Și a adus aminte că odată, pe lângă casa ei, trecea un om sărac. Și ea s-a dus în grădină și a smuls un fir de ceapă. Și i l-a dat de pomană. Și s-a dus în fața bunului Dumnezeu, îngerul păzitor, și a spus: Doamne, uite că a fost în stare așa păcătoasă cum a fost, să fie milostivă și să dea pomană un fir de ceapă. Și bunul Dumnezeu îi zice: ia firul de ceapă, du-te la gura iadului, lasă-l în jos și spune-i să se prindă de el. Așa a făcut îngerul, a luat firul de ceapă, s-a dus la gura iadului, l-a lăsat în jos și a zis femeii: prinde-te de el. S-a prins de el, dar în momentul acela, mulțime de nenorociți care erau în iad s-au prins de picioarele ei. Și ea a început să dea cu picioarele ca să nu se prindă și striga: firul de ceapă e al meu, eu l-am dat. Și când a spus asta, firul s-a rupt. Dacă tăcea, bunul Dumnezeu o mântuia pe ea și pe ceilalți pentru un fir de ceapă dat de pomană. Sigur că sunt și multe alte scrieri în care vedem cât de importantă este împlinirea poruncilor lui Dumnezeu și cât de important este să fim buni. Suntem buni în măsura în care ținem seama de Evanghelia Domnului Iisus Hristos și o punem în practică. Acum, fiind perioada postului Crăciunului, în mod special suntem invitați să fim buni și să punem în practică faptele milei creștine. Știți, în sensul acesta a fost și pastorala pe care a trimis-o Sfântul Sinod, ca să fim milostivi cu cei sărași, cu cei necăjiți, cu cei bătrâni, cu cei bolnavi. Și în felul acesta împlinim și poruncile și putem nădăjdui ca să ne mântuim sufletele. Acum, tot în perioada postului mare, sigur că aceasta e o altă temă, e și perioada în care trebuie să ne spovedim,
și să ne împărtășim. Cred că suntem un pic de lăsători. Părinții noștri duhovnicești ne așteaptă în această perioadă să ne spovedim și să ne împărtășim. De ce? Pentru că în felul acesta ne apropiem de Domnul Hristos și Domnul Hristos ne influențează ca să fim buni. Și poate că m-ați auzit și de altă dată spunând versurile lui Vasile Voiculescu intitulate Colind. Se referă la această perioadă și se referă la spovedanie și împărtășanie. În coliba întunecată, din carne și os lucrată, a intrat Hristos deodată. Coliba, cum l-a primit, s-a făcut cer strălucit, în mijloc tron luminos și pe tron Domnul Hristos, care mult se bucura și acolo rămânea și acum și pururea. Răspunsul nostru să nu fie numai teoretic, ci practic. Și noi, Doamne, ne-am gătit, colibele am curățit, uși, ferestre, toate-s noi, Doamne, intră și la noi. De fapt, aceasta este și un fel de urare pentru dumneavoastră în această zi minunată când ne-am întâlnit. Și voi încheia, plecând de la întrebarea esențială, ce să fac ca să moștenesc împărăția cerurilor, spunându-vă că și o colindă se termină așa, dându-ne rețetă cum să moștenim împărăția cerurilor. Acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun, dar nu uita când ești voios, creștine, să fii bun. La mulți ani!